Se vede foarte frumos localitatea de aici, de sus, de la cetatea. Salutare! Hello! Bine ne-am regăsit într-un nou vlog. Astăzi suntem la cetatea Biertan. Se vede în spatele nostru. Iar în minutul următor o să vă prezentăm cetatea și ce are ea mai frumos. Rămâneți aproape! Cum am intrat în cetate și vrem să intrăm în biserică. Să ne răcorim puțin pentru că afară e destul de cald și am început deja să transpirăm. Biserica de tip hală ocupa partea centrală a complexului, fiind construită între anii 1490 și 1520 în stil gotic târziu, fiind ultima din Transilvania înălțată în acest stil. Altarul politic al bisericii, cel mai mare din țară cu cele 28 de panouri pictate ale sale, a fost realizat între 1483 și 1513. Ușa sacristiei, cu un sistem complicat de 19 încuietori, a fost realizată de meșterii locali în anul 1515, fiind premiată la expoziția mondială din 1900 de la Paris. După cum vedeți, în biserică au făcut, în biserică aici au făcut și niște expoziții foarte frumoase. Față de acum 3 ani de zile, când am vizitat-o prima oară, s-a schimbat foarte mult. Se vede foarte frumos localitatea de aici, de sus, de la cetatea. Cetatea Biertan se găsește în localitatea cu același nume din județul Sibiu. Astăzi, această veche așezare săsească este cunoscută datorită Bisericii Cetate, inclusă în 1993 pe lista monumentelor patrimoniului mondial a UNESCO. Această cetate se află la jumătatea drumului dintre Sighișoara și Mediaș, exact cum am spus și în clipul precedent pe care l-am filmat din orașul Mediaș. Spuneam că obiectiv turistic ce ai putea să mai vizitezi de la Sighișoara spre Mediaș ar fi această cetate de la Biertan și, după cum vedeți și voi, este destul de micuță. E micuță, dar frumoasă. Da. Chiar înăuntru bisericii am văzut că sunt câteva expoziții puse și vreau să zic că s-a dezvoltat foarte mult față de acum 3 ani și sunt foarte mulți turiști. Da. Vin plin. Foarte multe autocare. Bine, e și o zi de sâmbătă, e weekend, dar acum e plin de turiști. Probabil da. Că și în timpul săptămânii. Da, și este mult mai vizitat față de celelalte cetăți de prin zonă. Adică oarecum seamănă între ele, poate diferă doar ca mărime. Dar aceasta, să știți că are destui vizitatori, biletul costă 15 lei. Georgiana a intrat împreună cu mine, am intrat gratuit. Am avut bilet pentru persoane cu dizabilități și însoțitorul gratuit. Iar un bilet întreg este 15 lei. Nu este foarte, foarte scump. Este o plăcere să te plimbi
pe aici pentru că adie vântul și nu-ți mai este cald, mai ales acum pe timp de vară. Chiar dacă afară e foarte cald, contează că sunt și zone de umbră. Acum coborăm la inelul inferior al cetății. Bine, se mențin zidurile așa acum. Aici avem teracotă de mediaș. Iar aici această panoramă superbă asupra cetății. Este așa plăcut să stai la umbră și să admiri priveliștea. Only I.
Hai la deal. Trebuie să se mergem pe aici, la pietre. Urcăm înapoi la deal, ușor, ușor. Și ne pregătim să ieșim din cetate. Sperăm să vă placă imaginile pe care le-am filmat astăzi, ușor. Aceste scări seamănă foarte mult cu cele de la Sighișoara, când ursus la cetatea din deal. La biserica din deal. Oh, pardon, la biserica din deal, da. Bună ziua! Și iată, ne-a ajuns la sfârșitul vlogului. Sperăm că v-a plăcut. Iar până data viitoare să ne regăsim cu bine. Pa, pa! Pa, pa!